Salut, Capricorn! Voi face citirea pentru resurse, noiembrie. Primul lucru vom înceleba voi face cu tarotul hermetic, dar și voi întreba în primul rând oracolul Lenormand, sfatul pe care îl primiți din partea acestui oracol pentru voi. Resursele voastre. Am putea spune că nu este un aspect prea grozav pentru faptul că ați avut o veste, ați primit ceva, vi s-a comunicat ceva din partea unei persoane, o persoană care are un aspect atletic, o persoană care călătorește mult, se deplasează foarte mult, va comunica ceva, voi v-ați supărat, v-ați certat. Și ați avut o dispută, am putea spune, o ceartă în care ați spus cam tot ce aveați de spus. Întotdeauna când apare cearta în cărți, nu știu, acest aspect ăsta arată că nu rămâne loc de împăcare. Cam asta am putea spune. Dar voi vă faceți și griji. Aveți aici acest 6 nori. Gândurile, grijile pe care vi le faceți legate de resurse după ce ați primit această veste. Deci, am putea spune că viitorul în luna noiembrie este în primul rând această ceartă care este clară, evidentă că va avea loc, dar și gândurile voastre, gânduri, faceți gânduri că nu ajung banii, că nu vor fi, că vor fi probleme, veți căuta soluții. Să vedem ce spune tarotul hermetic și, în primul rând, așa cum am spus, voi face crucea celtică de data asta. Cred că și data trecută tot aceeași am făcut. O să mai schimb, dar deocamdată... Așteptați ceva. Voi aveți, nu știu, o propunere, ceva legată de un loc de muncă sau poate așteptați o promovare sau vi s-a promis ceva sau să vă recunoască o pregătire la locul de muncă și să primiți ceva bani în plus. Aveți aici o așteptare lungă, deci nu va fi foarte simplu. Ceea ce vă doriți voi este sub semnul acesta al așteptării. Voi aspectul, în blocajele, ce se va întâmpla în imediata, în perioada următoare, în noiembrie, trecutul, dar și trecutul care vă influențează, persoane din trecut, viitorul, așa cum sunteți voi, mediul, speranțele și finalitatea. Păi întâi să vedem așa cum sunteți voi, să vedem concluziile. Asupra voastră este că v-ați schimbat. Aveți o schimbare importantă, o schimbare, am zice, de gândire, o schimbare în toate domeniile. Este o schimbare care depinde de voința voastră.
Este un talisman al norocului această schimbare. Dă foarte bine, este foarte benefică această schimbare pentru voi. Deci o schimbare. O schimbare care va aduce gândire, idei noi. Saturn, care vă susține în aceste evoluții ale gândirii, soarele, energia, vitalitatea, dar și, am putea spune, creativitatea, energia, vitalitate, relații, sentimente. Deci totul este într-o continuă schimbare și toate sunt, am zice, sub protecția lui Jupiter. Blocajul vostru din viitor este legat de luna în Vărsător, de înscrisuri falsificate. Dacă observați, deci aceste săbii arată în primul rând lucruri care nu sunt adevărate, înscrisuri falsificate. Cineva v-a făcut aceste înscrisuri falsificate. Această spadă, vedeți, ea străpunge efectiv floarea asta. Este vorba de minciună, de lucruri care sunt spuse la adresa voastră, dar poate să fie și înscrise, făcute în scris. Și acest lucru este blocajul vostru. Voi, în prima parte a lui noiembrie, aveți aceste lacrimi, sau pot fi lacrimi din trecut, sau pot fi lacrimile unei persoane tinere, dar sunt normal lacrimi datorită răutății celorlalți. Am putea spune că poate fi vorba de o prințesă de cupe, o femeie foarte tânără. Prinții, pajii sunt foarte tineri și prințesele la fel. Deci o femeie foarte tânără care este influențată de răutatea celorlalți, de invidie, de minciuni. Ceea ce se și vede aici. Și are aceste lacrimi. În schimb, în trecut, voi s-ar părea că ați fost influențați prin acele lucruri imaginare. Voi v-ați imaginat niște lucruri, v-ați dorit niște lucruri, v-ați dorit probabil resurse și vi le-ați imaginat și această imaginație a voastră v-a adus această pierdere. Deci, pierderea contactului cu realitatea, fiindcă acești șapte, da, șapte de cupe, din nou aveți șapte, șapte, deci șapte de cupe arată în primul rând această pierdere de realitate, iluzii, amăgire, ce v-a influențat din trecut și acum aveți acest blocaj și, bineînțeles, lacrimile. Și regina de cupe, care vă influențează încă prin ceva, această regină de cupe. Vorbim de o femeie, o femeie matură, o femeie cu ascendent, zodie sau luna plină în rac. O femeie care este sentimentală, sensibilă, romantică, ea își arată interesul ei față de trecut, interesul ei față de părinți. Dar este legată foarte mult de familia ei. Nu vă puteți aștepta de la ajutor din partea ei. Numai dacă el face parte din familia voastră, vă puteți aștepta să-și arate aceste sentimente, dar să fiți foarte atenți, fiindcă ea este și schimbătoare. Și viitorul vostru, da? Eremitul. Eremitul, această retragere în voi, retragere care arată gândire, dorința de a vedea prăpastia în întuneric, dorința de a vedea dușmanii, dorința de a cunoaște mai bine tot ce se întâmplă. Voi știți că tăcerea este de aur. Și vorba de argint, știți că este bine să ascultați și să priviți, să luați aminte.
Deci este eremitul, acel filozof care asta veți ajunge, este viitorul vostru. Puteți spune aici, voi aveți, nu aveți prea mulți bani, dar atâta cât aveți, vă descurcați cu ei, reușiți să îi împărțiți astfel încât să și plătiți, dar să vă și rămână ceva bani pentru distracție, pentru ceea ce vă doriți. Cam asta reprezintă acest Jupiter în Capricorn. O stare de bine în final și o protecție divină. În ceea ce privește mediul vostru, o prințesă de monede, am putea spune că cei din jurul vostru au niște idei așa ciudate. Cum să spun, intră în tot felul de afaceri sau de contracte care de fapt nu le aduc decât pagubă, pierdere. Fiindcă prințesa de monede, ea poate să aducă cu gândul să ne ducă la o zodie de pământ, dar vedeți aici nu are niciun semn, adică nici pe Taur, nici pe Capricorn, nici pe Fecioară. Ea nu are semne. Deci gândiți-vă în primul rând la acea dorință de bani a celor care sunt în jurul vostru și formează, eu știu, acea grupare, fie că este vorba de locul de muncă, fie că este vorba de persoane cu care colaborați, sunt tentate într-adevăr, sau vecini, sunt tentați de aceste riscuri. Speranța voastră este să fiți fericiți. Să vă bucurați de soare, să vă bucurați de căldură, să vă bucurați de natură, să nu pierdeți timpul cu lucruri mărunte, să primiți această bucurie a soarelui. Sfatul este păstrați-vă acest soare în cercul conjugal sau în sanctuarul inimii voastre. Observați aceste femei tinere care se bucură de căldura soarelui, de lumină, de bucurie. Deci bucuria dată de soare. Aici am să o pun. Este vorba de finalul lunii. Finalul este un rege de bâte. După semnele care le vedeți, evidente, leul. Deci este vorba de un bărbat cu ascendent zodie în leu, un bărbat care promite să vă ajute, promite să vă sprijine, dar trebuie să fiți foarte atenți la această persoană, deci regele de bâte. El de obicei promite, dar nu neapărat, întâi își atinge el scopurile și pe urmă vă ajută și pe voi. Nu neapărat depune efortul principal pentru voi, asta vreau să spun. Deci, viitorul vostru, eremitul, da? Acea postură de singuratic, fiindcă eremitul este un filozof singuratic. Și, bineînțeles, lucruri înscrise falsificat. Falsuri făcute de persoane rău intenționate. Dar și acest rege de bâte care promite pentru voi să vă ajute. Aceasta a fost citirea. Eu vă doresc o lună frumoasă cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.